tata Elene le gătește. Noi cu tine, frate, le adunăm. Mama la cuptor, ce de făină. Pene albă, noi ca să mâncăm. Bună-i pâinea mami care o face. Noi cu tine, frate, o împărțim. O bucată de pâinică albă. Mamei noastre mult îi mulțumim. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Ne ducem la mama. Bună ne așteaptă cu mult dor. Să mai tem lemne, să le vadă. Să mai deie pâinea în cuptor. Tatăl nostru ne-a lăsat sărmanul. Boala-i grea și nu te pui cu ea. Viața asta trece ca și valul. După el și mama va pleca. Mama coace, mama coace pâine. Pentru mine, frate, pentru tine. Mama coace. Ziua, dragilor! În această zi minunată, echipa Florăria Alea a revenit cu mare drag în localitatea Rotunda să o felicităm pe doamna Veronica cu împlinirea frumoasei vârste de 84 de ani și să-i dorim un sincer și călduros la mulți ani din partea celor daci care o iubesc. Mergem spre ea! Se poate? Doamna Veronica? Bună ziua, se poate la dumneavoastră? Bună ziua! Ne primiți așa, în căsuță, un picuț? Da? S-au ieșit dumneavoastră afară? Vineți în casă! Bine? Bună ziua, doamna Veronica! Sunt de la Florăria Alea din Roman și am venit în vizită la dumneavoastră pentru că știu că sărbătoriți ziua de naștere și faceți 84 de ani. Așa este? La mulți ani, multă sănătate, fericire și toate cele bune. Am de aici pentru dumneavoastră o plântuță, o orhidee, care să o îngrijiți, că văd că vă place florile. Da. Să fiți așa iubită cum este și frumoasă cum este această orhidee. Dacă o pot pune aici așa pe masă. Da. Așa. La fel. La fel, am și o cutie cu flori de săpun. Pentru că cei dragi care ne-au trimis aici doresc să fiți veșnică. Veșnică și frumoasă cum sunt aceste flori. Să nu fiți aici pe pământ cu ei întotdeauna. Și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei. Și dacă se poate să pun aici așa. Da. La fel. Nu e nicio problemă. La fel aici avem pentru dumneavoastră un coșuleț cu fructe. Un coșuleț cu multe vitamine, care să vă vitaminizați și să mâncați foarte multe, că în această perioadă trebuie să ne vitaminizăm, să prindeți puteri ca să trăiți încă măcar pe jumătate cât aveți acum. Măcar încă jumătate. Cel puțin 100 de ani să fie. Da? De ce nu? Cel puțin 100 de ani. La fel de zâmbitoare. La fel de zâmbitoare și veselă cum sunteți acum. Și dacă se poate am să las și acest coșuleț, da? Așa. Și la fel aici am pentru dumneavoastră și un tortuleț, căci masa de sărbătoare nu trebuie să treacă fără un tortuleț, da? Și să vă îndulciți, să vă îndulciți și să vă aduceți aminte de momentele când ați fost cu toții. Cu toții împreună acasă, unde erați veseli și acum sunteți veseli, însă toți prin toate colțurile ale lumei. Dacă îmi permiteți să vă dau și acest tortuleț așa aici. Și cei dragi ne-au trimis și un mesaj de felicitare. Și dacă se poate să-i dau citire mesajului.
Da? Scumpă mamă și bunică, în această zi specială, la împlinirea frumoasei vârste de 84 de ani, ținem să te felicităm și să-ți trimitem un călduros la mulți ani. Îți dorim din suflet multă sănătate și zile pline de bucurie, chiar dacă suntem departe, să știi că ne gândim la tine și ne rugăm la Bunul Dumnezeu să te țină puternic și să te țină sănătoasă. Mulți ani de acum înainte, iubita noastră mamă, îți mulțumesc pentru tot ce ai făcut pentru mine. Să știi că te iubesc și te rog să mă ierți dacă te-am supărat. La mulți ani, scumpa noastră mamă, îți dorim o viață lungă alături de noi. Te îmbrățișăm cu drag, fiul Feluț, Nora Dana și nepoții Denis și Alesia, care vă iubesc nespus, nespus de mult și chiar dacă astăzi nu sunt aici lângă dumneavoastră, să știți că gândul și sufletul lor este aici. Este aici și vă iubesc nespus, nespus de mult și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei. Mulțumim. Dacă doriți să le transmiteți ceva, ei nu ne au, dar dacă doriți să le transmiteți ceva, uitați-vă că sunt aici cu noi. Foarte bine, bună ziua. Bună ziua, bună ziua. Dacă doriți să le transmiteți ce... Mulțumim. Sănătate, mult ani, mult de viață, anul nou cu bine. Să vă găsați sănătoși, voioși, toate cele bune, toată lumea. Vă mulțumim și dumneavoastră. Vă mulțumim, vă mulțumim. Să știți că dacă nu sunt aici, lângă dumneavoastră, sunt cu gândul eu și cu sufletul. Copii, așa este, așa este. Copii și nepoți. Și nepoți, care vă iubesc și vă mulțumesc pentru tot ceea ce ați făcut pentru ei și faceți în continuare prin simplu fapt că sunteți aici. Sunteți aici și au la ce veni acasă, pentru că unde este mama, este totul pentru ei. Este totul și cu mare drag vor reveni acasă ori de câte ori vor avea posibilitatea. Da, și pentru aici, dumneavoastră sunteți doamna Anuța, nu? Bună. Da, am și pentru dumneavoastră, sora, dacă veniți așa. Sora lui Iosif. Sora lui Iosif, dacă veniți așa lângă doamnă. Nu mai sunt scoate. Da, am și pentru dumneavoastră o cutiuță de flori. Vă mulțumim din suflet. Vă mulțumesc pentru tot ei. Și faceți emisiuni frumos, faceți în continuare. Mulțumim. Mulțumim din suflet. Dumnezeu mulțumim. Să vă binecuvânteze, să trăiți, mamă. Mulțumim din suflet. Toate cele bune din suflet. Doamne ajută, mulțumim din suflet. Vă mulțumim și vă mulțumesc și ei pentru tot ceea ce faceți, pentru faptul că sunteți lângă mama noastră. Lângă... Mai da, dar nu contează, sunteți aici și săriți la nevoie atunci când are de cel mai mare nevoie de ajutorul noastră. Da. Și vă urează un an nou fericit. Doamne, mulțumim. Mulțumim. Și vă la fel. Mulțumim. Și Doamne ajută, vă mulțumim. Cu nimic, Doamne.